Un punct termic dezafectat din Târgoviște va căpăta altă destinație. Aici va fi construit un centru de zi pentru asistență și suport a persoanelor adulte cu dizabilități. La sediul Guvernului României, în prezența Simonei Bucura Oprescu, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, a semnat contractul de finanțare care vizează construirea acestui centru. Obiectivul principal al proiectului îl constituie furnizarea de servicii de specialitate corespunzătoare nevoilor evaluate pentru un număr de 90 de persoane cu dizabilități. Centrul va fi construit pe alea profesor Radu Gioglovan. Valoarea investiției este de peste 4 milioane de lei iar finanțarea este accesată în cadrul programului național de redresare și reziliență.